S-au dat, prieteni, situație delicată la Rapid după înfrângerea de ieri din toate punctele de vedere. Galeria gonește echipa în momentul în care jucătorii merg și încearcă într-un fel să justifice jocul modest făcut în special în ultima jumătate de ora partidei. Însă după incidentele grave încep de-abia după undeva după miezul nopții, echipa ajungând la hotel, iar doi dintre fotbaliști, Albu și Borza, plecând într-o discotecă unde sunt surprinși, noaptea sunt pozați. Normal că toată lumea are un telefon mobil și dacă ești recunoscut, imediat te pozează. Sunt pozați, începe o întreagă dezbatere în legătură cu respectivele poze. Cu momentul, Albu susține că a fost în altă seară, Daniel Niculae că ar fi fost pozele făcute în altă seară, Daniel Niculae face ordine, spune că au fost făcute aseară, Dan Șucu îi amenință, în special pe Albu, cel care în momentul de față negociază un nou contract sau prelungirea contractului cu Rapid. Cei doi vor fi suspendați pe o durată nedeterminată și se așteaptă și amenzi. Cât de mari, ce înseamnă durata asta nedeterminată, rămâne să aflăm. Cert este că situația este cât se poate de gravă în condițiile în care Borza, cel puțin în ultima perioadă, părea omul de regulă sub 21 stabil al echipei. Dacă la început de 2024 lucrurile nu stăteau neapărat așa, în ultima vreme Bergodi preferase să joace cu el în defensivă și să aibă o linie ofensivă stabilă cu jucători cu experiență. Ei bine, această suspendare, dincolo de gravitatea ei, atrage după sine alte probleme tactice și o să discutăm despre ele. Vorbim și de meciul FCSB-ului, evident, împotriva Botoșanului, în contextul înfrângerii de ieri. Vorbim și de CFR Cluj, pentru că este și Marius Bilașcu aici alături de mine. Marius, te salut! Bună seara! Basara Panduru, te salut și pe tine. De salut! Camera cu trofee a CFR-ului, că trebuie discuta și de camera aia, care atrage oameni. Bogăția de acolo atrage pe toată lumea și îți vine să-ți faci poze cu ce aveți voi acolo. Înainte de orice, vreau să vă întreb, încep cu tine, Pandi, pentru că ți-e mai ușor să comentezi situația lui Albu și Borza, nefiind din tabăra adversă. În primul rând vreau să întreb dacă îți vine să crezi că au făcut lucrul ăsta. Îmi vine. Da? Da. De ce? Pentru că logica zice că nu ai cum după o înfrângere, nu ai cum după o înfrângere să vii și să, deci nu doar să pleci de la hotel, să ajungi să fii pozat, să fii suspendat, adică să pleci din cantonament în condițiile în care toată echipa stă la hotel, să fii și în alt oraș, etc. Adică cum e posibil? De ce îți vine să crezi? Că mie nu mi-a venit să cred când am auzit. De ce nu-ți venea ție să crezi? Mi se părea maximum de stupiditate. Adică nu credeam că poate să se ajungă la un asemenea nivel de stupiditate. Adică tu te-ai pus pe tine în locul lor. Da. Am înțeles. Păi da, asta e cea mai mare greșeală, probabil. Am că înțeles. Te pui pe tine care n-ai fi făcut niciodată. Da. Dar nu înseamnă că ei nu fac sau... și cred că bubuiul a cam bubuit acum, pentru că, știi, suspendarea asta pe termen nelimitat, nu cred că e la prima abatere. Și aici cred că el e mai în temă decât mine și mai în măsură să vorbească despre asta, pentru că prima dată bănuiesc eu, dacă e primată, bănuiesc că e o amendă. La orice lucru făcut, orice abatere, indiferent de gravitate, dată, dacă pleci din cantonament... Gravitate, nu știu ce să spun. Ce înseamnă gravitate? Dacă ar fi câștigat, dacă ar fi câștigat, era gravitate? Păi vezi, aici este foarte complicat, că fotbalul ăsta al naibii ne face să luăm niște măsuri așa doar câteodată și câteodată să ne facem că nu le vedem. Mm-hmm. Și câteodată sunt grave, câteodată nu sunt deloc grave, că până la urmă ce au făcut? Că dacă au câștigat s-au dus și ei puțin pe acolo, nu e nicio problemă. E, pentru că atunci când dacă au câștigat n-a fost nicio problemă, probabil că ei au considerat că și acum dacă au pierdut nu e nicio problemă. Mm-hmm. Că tot nicio problemă, nu? Că aceleași lucruri le-au făcut, tot nicio problemă ar trebui să fie. Suspectez că au mai făcut chestia nu asta. Nu suspectez nimica că nu intru în din astea, pentru că nu merg pe nimic. Dar logica spune așa. Logica spune că suspendați pe termen nelimitat și cu amendă nu miroase a prima abatere. Logica. De asta acum nu spun că au fost, că n-au fost, că n-au mai fost, că nu știu. Dar logic întrebi, și orice om, cred că cu un pic de logică întreabă,
te trezești prima oară să faci lucrul ăsta tocmai după o înfrângere și tocmai într-un oraș străin, la Iași, că pierzi în București, că pleci, habar n-am, rămâi aici, adică pleci de la Iași prima oară în viața ta din cantonament, într-un hotel al unui, dintr-un oraș străin, într-o discotecă în care nu cunoști oameni, pe teren străin, adică acolo, acolo te-ai găsit să pleci prima oară în viața ta? Tu crezi că au plecat prima oară? Eu nu refuz. Nu cred că au plecat prima oară. Cum să cred că au plecat prima oară? Păi, vezi, lucrurile sunt cum sunt. Nu știu, nu pot să intru din astea că au plecat, că nu au plecat. Eu mă uit ce, ce se întâmplă. Deci, da. Tu știi mai bine, da? Tu faci lucrurile astea. La prima abatere îl, îi dai suspendare pe termen limitat, îi dai și amendă. Ce faci la prima abatere? Nu, vorbim de prima abatere, da? Da, de obicei cred eu că se merge pe un cartonaș galben. Deci ăsta e... Indiferent? Ăsta e roșu? Noi discutăm aici despre următoarea situație. De toți jucătorii stau în cantonament și doi jucători... Sunt prinși. Deci dacă mai mulți zici tu, doar doi sunt prinși, a? Nu, eu vorbesc de doi am fost prinși. Eu nu spun că au fost mai mulți sau mai puțini. Doi am fost prinși. Acum nu știu ce. Bun, deci pleacă din cantonament un anumit număr de, știi, mă țin pe la temele lui Fimiu, la alea, la. Pleacă câțiva din cantonament. Câți au rămas? Doi sunt prinși. Câți au rămas? Câți erau în oraș de fapt? Da. E întrebarea. Da. Serios, Marius. Pleacă din cantonament doi jucători, da? Că noi asta știm. Mai mult de atât nu știm. Da. Sunt lucruri, sunt abateri. Asta e o abatere gravă? Și sunt abateri mai puțin grave. Asta e o abatere gravă sau o abatere așa și așa gravă? Ce ai trecut prin astea? Poți să ne spui din ce a fost din urmă? Din punctul meu de vedere, e o abatere gravă. Dar, așa cum văd eu lucrurile, de obicei, la un club... Acum, dacă nu era publică situația, probabil că lucrurile stăteau altfel. Dar, în momentul... Din moment ce au devenit publice și toată lumea știe despre asta, era clar că nu mai poți să mergi pe cartonaș galben. Am înțeles. Asta, și da, voi ați avut 2018 o situație, țin minte, cu Camora, cu Omrani și cu Trică, care sunt prinși la o anumită oră, la șpriț. Trică era, cred că, șef de scouting în perioada respectivă. Sunt prins la șpriț. Voi atunci cum ați rezolvat treaba? Era Consei sau antrenor. De mamă, ce ușor ai scăpat, era Consei Sau, deci tu nu erai, deci nu mai, nu? N-am luat nicio măsură. Consei Sau. Ți-a fost greu? Da, cu Djokovic când a ieșit? Cum a fost? Unde? N-a ieșit și Djokovic, parcă la un moment dat, prin oraș? Da, Omrani a mai ieșit și altă dată, adică n-a fost doar atunci. A fost prima oară. Omrani... Uite-te la mă, ce ar trebui să fie serios. Omrani a mai ieșit, dar a mai ieșit. Problema e că n-a plecat din cantonament. Adică noi știam că el mai iese și... Vă cerea voie când ieșea? Nu. Am înțeles. Era, deci era, mai... Sunt multe povești cu Omrani, dar... Dar din cantonament n-a ieșit? Perioada sau perioada când era Petrescu antrenor, reușea să-l țină din scurt el. Adică ieșea doar până la 3 dimineața, nu stătea până la 6. Nu exagera așa cum se făcea poate în alte dăți. Înainte de a vedea comunicatele, sau de fapt declarațiile celor de la Rapid și cu Nicolae, mie mi se pare că discutăm despre două cazuri diferite. Da, Albu, un jucător la o anumită vârstă, care și-a cam trăit traiul și-a mâncat mălaiul, etc. Dom'le, dar vorbim de Borza. Până la 18 ani, Pandi, băiatul ăsta, a câștigat un titlu de campion, a prins echipa națională, lotul echipei naționale, s-a și discutat, țineți minte ce discuții a prins, am avut, că de ce nu este chemat la națională el, de ce a fost Țicu, de ce, ții minte, adică, după care la un moment dat chiar este chemat în lotul naționalei. El mi se pare un caz care trebuie dezvoltat un pic. Pentru că are 18 ani și pentru că, nu știu, multă lume a vorbit despre viitorul fundaș stânga națională, e o problemă cu poziția respectivă, etc. Te face să-l privești diferit pe Borza cazul ăsta? Nu cred. Cred că e momentul potrivit ca el să învețe din asta. I s-a întâmplat foarte repede, foarte devreme. Și e momentul potrivit să înțeleagă din momentul ăsta că nu mai poate să greșească. Pentru că acum probabil că
nu că îl iartă toată lumea, că nu trebuie să-l ierte nimeni, dar trece lumea cu vederea pentru că este foarte tânăr. Dar la următoarea deja o să-mi pun chiar eu o întrebare. Ce faci, Borza? Uh-huh. Vrei să joci fotbal sau ce vrei să faci? Acum nu. Acum, de ce nu acum? Adică explicăm de ce pentru că, se poate ierta incidentul pentru ăsta. Pentru că dacă e prima oară, dacă e prima oară, toți am greșit la un moment dat. Da? Treaba e toți să învățăm după ce greșim. Uh-huh. Și atunci nu e nicio problemă. Nu cred că e fotbalist care să nu greșească. Vorbim de altfel de oameni, oameni care stau în cantonament. Oricum, acum lucrurile s-au mai așezat în bine pentru jucători. Da? Cum? Nu mai sunt cantonamentele alea foarte lungi, foarte grele, 2-3 zile înainte de meciuri, meciuri importante în cantonament. Acum lucrurile sunt mult mai clare. Dar a greșit, înțelege, trece mai departe. La următoarea cred că deja are o problemă. Cum tratezi tu, Marius, o ieșire de asta în contextul unei înfrângeri? E diferită situația? Se schimbă lucrurile dacă faci treaba asta după o victorie sau după o înfrângere, cum a zis Pandi? Sunt diferit tratate lucrurile de către un club? Dar eu acum înțeleg că era un program echipei. Da, aici eu cred că indiferent că e victorie sau înfrângere, când ești în programul echipei, trebuie să fii în programul echipei. Aha. Adică, nu contează că e euforia aia la care, mă rog, mai închidem un ochi sau tristețea asta care ar trebui să ne cuprindă pe toți. Că asta înțeleg că e pentru suporteri cu siguranță e o mare bilă neagră. Dar și pentru Borza și pentru Albu. Adică, băi, nu vă pasă, pur și simplu nu vă pasă de echipă. Că asta spune suporterul. Eu am plătit, am stat 7 ore în autocar, m-am dus până acolo, te-am văzut jucând, mi-am lăsat familia acasă, mi-am lăsat cățelul, purcelul, jobul, nu știu dacă ajung mâine la job la ora cu tare sau ajung mor de oboseală. Mă, și tu după ce pierzi, te duci și bei șpriț și te prind ăștia în discotecă în condiții în care n-aveai voie să ieși. De asta întreb, care e diferența dintre a face lucrul ăsta la victorie și a-l face la înfrângere? Păi, nu pot să compar lucrurile pentru că, repet, aici e programul echipei. Dacă e programul echipei, trebuie să-l respecti. Am câștigat, e același lucru. Și dacă am pierdut, trebuie să respect programul, nu? Dacă câștig, nu respect programul, numai dacă pierd. Sau... Nu știu cum nu e la club. Cluburile tratează diferit. Da. Asta? Eu zic că da. Astea sunt abateri grave din punctul meu de vedere. Sunt cele mai grave abateri. Ca și cum n-ai venit la antrenament sau nu te-ai prezentat la meci. Ok. Să pleci din cantonament. Adică un program e pentru toată lumea. Okay. Există excepții. Așa văd eu lucrurile acum. Bun. Rămâne întrebarea, Pandi. Cum sunt ei văzuți în momentul de față de către suporteri? Nu bine deloc. Ce șansă, adică ce își mai poate permite din momentul de față un Borza, să spunem? Care-i marja de, pentru că el și așa n-a avut un sezon foarte bun la Rapid, da? Adică multă lume a zis, stai că parcă nu-i pregătit, inclusiv tu ți-ai pus niște semne de întrebare în legătură cu el, dacă e ce trebuie, dacă s-a acomodat suficient de repede, dacă e din filmul Rapid. Din filmul Rapid, da? E, și face și lucrul ăsta. Acum unde se află el în relația cu suporterii? Păi amândoi cred că au o problemă cu suporterii în momentul ăsta. Eu spun că așa se procedează. Chiar dacă e abatere gravă, dacă ai câștigat, lucrurile se cam lasă doar pe o amendă, de exemplu. Dar aici mă face să cred cu suspendarea asta pe termen nelimitat, care nu ți-e la îndemână. Atenție, deci tu faci un lucru care nu te avantajează absolut deloc în momentul ăsta. Crezi că la prima abatere a lui Borza faci lucrul ăsta? De ce spun asta? Pentru că iese fundașul stânga, tu deja ai adus 1 milion de oameni în fața acolo, deodată trebuie să bagi unul dintre jucătorii care nu jucau până acum tineri, da? În aia patru acolo, să schimbi tot, să bagi un fundaș, pe Cârjan, pe oricine. Să-i bagi pe unul dintre ei, da, acolo în față, să scoți unul dintre jucătorii aia care pare acum că s-au cam legat acolo, Burmaz, Rahmani, cine mai e pe acolo, Krasniki, Petrila sau Papo sau cine e acolo, că ai o tonă de jucători acolo. Deodată îl trebuie să scoți pe unul, să-l bagi probabil pe Onea și pe Brown într-o parte, Onea într-o parte și să joci cu un sub 21 acolo, ceea ce
nu făceai, da? Ceea ce nu-ți convenea să faci având atât de mulți jucători buni în, în față. Asta mă pune pe gânduri pe mine. Asta mă pune pe gânduri și te întreb, iară pe tine te întreb, ce te avantajează, da, ce te avantajează în momentul ăsta în care ești, dacă se spune că e prima abatere, să le dai și o suspendare? Strici tot sistemul, da, cu regula de sub 21 și faci ce? După trei etape să-i primiști înapoi? Care este logica unei suspendări în momentul ăsta, să spune că este la, sunt la prima abatere? Care este logica? Deci trei astea de suspendare și după aia vin și noi ce facem în astea? Trei, stricăm tot, după aia revin, adică... Da. Eu l-am văzut pe Daniel Niculae, nu? Că a declarat lucrul ăsta. Nu? A zis că îi suspendă pe perioada determinată, că au ieșit din programul echipei, că urmează să fie făcută, să dată, fie dată și o amendă. Deci e clar că... Mi se pare că vor să dea un exemplu și că lucrurile sunt extrem de clare în ceea ce privește regulamentul sau, mă rog, disciplina. Că vezi, avem un exemplu de dată... Cu orice cost. Sau avem... sunt foarte grave. Asta nu știu. Că avem un exemplu de dată recentă, chiar etapa trecută, da, de indisciplină, alt tip de indisciplină, tratat altfel și iertat. Fabri, da? Fabri, țineți minte, dă golul la voluntari, îl înjură clar. Cât s-a terminat meciul? 1-0. Aha. Da? Fabri îl înjură pe Rednic, se vede clar, dă și golul, da? Au o discuție la sfârșit, Rednic îi spune ceva, după care etapa asta îl vedem pe fabrică joacă 60 de minute, da? Primele 60 de minute joacă titular. Deci tu, Rednic, ai gestionat o înjurătură la adresa ta, care și asta pare destul de urâtă. Nu e plecare din cantonament, dar oricum e urât să-ți înjure antrenorul. Ce? Ce e mai rea? Păi la ce echipă mai stai o secundă? E mai rău să-ți înjure antrenorul decât să pleci din cantonament? Păi... Cum adică e mai rău? Poți să... Întreb! Păi așa îl înjură toată lumea după aia pe Rednic, nu? Dacă nu e nicio problemă. Dacă a doua... Tu ai fost rezervă la voluntar, da? Da. Ai intrat și ai dat golul ăla cu capul. După aia ești titular. Păi hai să înjure toată lumea, că după aia sunt titular, nu? La următorul meci? Sau cum? Nu, Rednic știi ce face? Rednic a tăcut din gură, se face că nu vede, profită de momentul ăsta, pentru că nu e fraier și a știut, momentul este bun. Hai să-mi văd eu de treaba mea, să-mi văd de obiectiv și să-l vedem pe Fabri după aia la vară, pe unde este. Bună chestie. Hai să vedem, haideți în schimb să vedeți ce spune Dan Șucu. Imediat după aflarea veștii astea, da? Iată-i declarația patronului Rapidi, zice, un milion de oameni așteaptă și își doresc din suflet ca Rapid să ia titlul. 2000 de suporteri au venit aseară la Iași ca să-i încurajeze și au pus suflet. Au plecat toți dezamăgiți, inclusiv eu. Ok, pot să înțeleg că am pierdut, e o întrecere sportivă, dar nu pot înțelege și că pe doi jucători dintre jucătorii mei nu i-a durut eșecul. Asta are legătură cu dorința de a fi campion. Fără suflet, fără să te doară, nu poți fi campion. Avem un regulament de ordine interioară, iar ei erau în cantonament până în această seară. Avem un președinte, avem un antrenor și el trebuie să ia o decizie. În cazul în care ei nu iau această decizie, clubul are acționari. Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi, spune Dan Șucu. Mai departe zice, prefer ca investigația să o facă președintele și antrenorul și să ne anunțe ei ce decizii au luat, cel târziu în această seară. Pentru că nu pot să înțeleg că pe suporteri și pe mine ne doare sufletul, iar pe unii jucători nu. În orice organizație, disciplina e obligatorie. Într-o situație ca asta, contează ce atitudine ia clubul, pentru că nu e un club fără suporteri, fără oameni care pun suflet. Un milion de fani speră și se bazează că și jucătorii sunt acolo cu inima și cu sufletul. Dar despre ce oameni și despre ce suflet vorbim în cazul celor doi? Pentru că atunci când s-a terminat meciul, cei 2000 de oameni care erau supărați s-au urcat în mașini și fac 6 ore în autobuze sau trenuri să ajungă acasă. Nu s-au dus la distracție. Repet, aștept rezultatul investigației până în această seară, iar dacă nu, există un acționar și o să ia el decizia. Cum traduceți declarația asta? Păi cred că ți-a răspuns el la ce mai devreme. Da? Ce a zis? Păi a dat-o pe exact ce spuneam. Ordine și disciplină. Indiferent de costuri și de... Dar vezi, e interesant că pierderi, pe Dan Șucu șochează cazul Albu. Pe mine mă șochează cazul Borza. Nu Albu. Albu mi se pare un jucător care și-a atins maximum în carieră, da?
Păi nu cred că spunea în contextul în care Albu urma să mai semneze sau să nu mai semneze cu dar el. Pe tine Borza, am plătit bani pe el, are contract. Marius, dar pe tine ce te-a mirat mai mult când ai auzit? Nu de Borza te-a mirat mai mult? Pe mine au mirat ambii, sincer. Sincer? La fel de mult? Din cantonament să pleci. Adică nu Borza? Pe mine Borza, la 18 ani. A fost o surpriză să-l văd pe Borza acolo, într-adevăr. Că pe Albu, bă, nu știu, eu în jucătorii de o anumită vârstă, da? La 30 de ani, 29, 30, 31, 32, nu, mi se pare că au un jumanfișism mai mare, așa, adică să e spre final de care poate cine știe, poate te consider realizat, poate habar n-am, da? Mai pui și 2 kg în plus, mai faci un șpriț, da? Dar la 18 ani mi se pare că ai cea mai... Cum să zic, atunci trebuie să fii cel mai atent cu ce faci. Și cum joci, și cum te antrenezi, și cum îți preorganizezi viața, și cum... Că atunci prinzi trenurile. După aia la 30 de ani ce trenuri mai prinzi? Dacă l-ai prins? A? Dacă l-ai prins deja? E, atunci ar fi grav dacă ăsta e trenul lui Borza. Nu știi, niciodată. Nu ți s-ar părea grav ăsta să fie trenul? Pentru că de acum e avionul, nu mai e trenul. Că nu mai e unde să te duci cu trenul. Acum trebuie să prinzi avionul. Da. Că trenul corect. Nu mai merge. Da. Pe aici nu mai merge. Să te mai duci. Poate Albul prinde de aici la Cluj. Poți să prind și tren de Ludogorets. De-aia lor le vine foarte bine. Lor le vine foarte bine acum. Probabil că le și convine. Eu nu mă bucur. Tocmai anunțase Mutu că îl vrea sau ceva, s-a vorbit că îl vrea pe Albul, dintre toți de la Rapid îl vrea pe Albul și acum uite că a venit momentul potrivit să nu mai continue Rapidul cu el discuțiile și să vină direct să la CFR. Să bea șprițul la CFR. Ce fac ei acum când știu că jucătorul după meci pleacă? Asta e bună întrebarea. Asta e bună întrebare. Ți s-ar părea normal să le ia acum după toate astea? CFR-ul? Da. Da. Da? Da. E bine. Și mie mi se pare corect. Și mie mi se pare că e bine. Da, vreau să vedeți. Colegii au tăiat un fragment din declarația lui Albu de aseară. Ca să ne dăm seama cum se pregătește un jucător de șprițul de după înfrângere. Nu digerăm bine deloc. Pentru că am venit aici încrezători, am început bine partida cu câteva ocazii pe contraatac uriașe. Nu am luat deciziile cele mai bune în ultimii 30 de metri. Este adevărat că greșeala lui Cristi a contat decisiv pentru această înfrângere? Da, dar nu numai el a greșit toată lumea. Toți greșim când pierdem, toți am jucat bine când câștigăm. Suntem o familie, suntem o echipă, indiferent cine greșește, trebuie să ne încurajăm, să ne ridicăm de jos. Ne va aștepta un meci greu acasă cu cei de la UTA și trebuie să luăm cele 3 puncte pentru a rămâne sus acolo și pentru a obține punctele pentru că sunt importante. Resimțiți presiunea aceasta în lupta pentru titlu? Nu. Dacă resimțeam presiunea, nu cred că mai câștigam 5 din 5. Avem calitate foarte mare în față și este păcat să nu fim nociți și să nu luăm cele mai bune soluții. Deci, n-a digerat foarte bine. Da, și a trebuit să iasă ca să digere mai bine. Suntem o familie, dar ne lăsăm frații câteodată acasă, în camere. Și avem un atac foarte bun. Și avem un atac foarte bun. Și apărare. Da, și acum o să stricăm atacul ăla bun. Să stricăm, avem un atac bun, dar hai să-l stricăm acum, să scoatem pe unul de acolo, să băgăm pe un sub 21 acolo, să vedem ce iese acolo. Să vedem ce iese. Să vedem ce iese. Râdem, dar nu prea e de râs. Mie Bergodi mi se pare acum pus într-o situație delicată, dacă într-adevăr acesta nu ar fi primul incident. Bergodi mi s-ar părea pus într-o situație delicată ca antrenor. Pentru că, exact ce spune și Marius, asta mi se pare, cum să spun, genul ăsta de abatere. Am aflat, de exemplu, că la Campionatul European de Tineret, da, al nostru, organizat de noi aici, da, au existat niște episoade foarte bizare cu jucătorii naționale noastre de tineret. Am niște nume, dar n-aș vrea să le dau pentru că nu e ok. Se știu ei. Da? Au fost niște jucători care au făcut niște chestii asemănătoare domnilor, doar că acolo, la interior, da? Cu șprițuri, cu... Bun. S-a văzut pe teren după aia. A, noi la Europeanul de Tineret am făcut figurații. Păi, cred că ne băteau aici dacă
nu făceam nimic. Da. Adică a fost mai bun decât noi, nu? Da. Problema este, ce faci cu un antrenor căruia îi fac jucătorii așa ceva? Dacă ești și eu... Spune-mi un lucru, ce înțelegi din comunicatul ăsta? Nu ți se pare că exact ce vorbeam noi, au mai fost abateri, iar dacă voi nu luați, deci dacă cei care... Intru eu de data asta. Până acum v-am lăsat pe voi, acum dacă văd că nu luați, vedeți că echipa asta are și acționari care o să ia o decizie. Da. Nu te pune puțin pe gânduri? Cum zice? E clar că tu acolo tu nu comunici doar faptul că un jucător a ieșit din program, ci tu comunici subliminal și faptul că nu se iau măsuri în general. Sau că actuala conducere nu este capabilă sau nu pare a fi capabilă să pună piciorul în prag suficient de mult și dacă nu sunteți voi capabili să interveniți suficient de așa, lasă că o dați pe acționari. Exact. Eu aștept să faceți ancheta asta, vedeți ce iese din ancheta asta. Exact. Și după ce finalizați ancheta, veniți cu rezultatele la mine și dacă voi nu, eu da. Da. Exact asta exact pare. Exact asta pare. Exact asta pare. Pe de altă parte, la Rapid, de exemplu, în perioada Miță Iosif, da? Se auzea de șprițuri comune, da? Ale jucători cu staff, cu... nu era o problemă. Da? S-au auzit zvonuri inclusiv că unii jucători ar avea un statut privilegiat în legătură cu șprițul. Și atunci, și asta e o problemă. Că poate zice și Borza, auzi mă, dacă aude unul că poate are voie în plus, eu de ce n-am voie? Poate să zică ce vrea. Poate să zică ce vrea. Treaba lui ce zice. Marius, voi, sincer, ca adversari, când auziți de așa ceva... Le pare rău de tot. Mi-a ajutat rezultatul. Acum trebuie să fim... Rezultatul, dar dacă auzi că după un rezultat mai vine și bomboana asta pe... E mai bine. Pe cireașa asta pe tot. Ca să nu zici bomboana pe... N-am ceva, zic da. Bomboana pe... Da. Dacă vine cireașa asta... Ce vrei să-ți răspund? Răspundem sincer. Ce să-ți zic? Legat de ce? Că au ieșit sau că ne bucurăm? Deci și că au ieșit și de... Între contextul, pentru că acum nu e dar doar... Dar crezi că nu se poate întâmpla și la celelalte echipe? Ni se poate întâmpla și nouă la un moment dat. Bă, vi s-a întâmplat. Acum, nu, că ați luat măsuri atunci, nu se mai întâmplă acum. Atunci au fost alte măsuri. Nu e o certitudine. Ai, e nu e o certitudine. Important. A, tu vii și spui, da, antrenorul, dacă i-a făcut antrenorului așa, ce se poate întâmpla? Păi, astea sunt măsurile care se iau, cred eu, că vor să arate că antrenorul are și autoritate și cu orice risc, cu orice preț, că până la urmă e vorba de exact ce spunea Pandi, sunt niște mișcări acolo care o să se întâmple din cauza faptului că e o regulă U21 care trebuie respectată. Uh-huh. Atunci, mergem înainte. Dar ne asumăm ordine și disciplină. În situația asta intervine antrenorul sau intervine conducătorul? Să facă ordine. Cine trebuie să pună piciorul în prag în momentul ăsta? Păi conducerea a pus în primul rând, pentru că e vorba de disciplină. Antrenorul probabil că o să-l țină minte pe viitor, chiar dacă îl va reprimi în lot o perioadă, nu știu dacă se va baza pe el. Adică zici că nu e... Nu... Eu așa văd lucrurile, acum nu... Eu mă întreb dacă nu cumva antrenorul... antrenorul lucrează cu jucătorii, dar și conducătorii, dar antrenorul lucrează direct cu jucătorii. Asta mie mi se pare, în primul rând, o trădare dincolo de club, mi se pare o trădare a antrenorului. Mi se pare că tu într-un fel sau altul îți manifeste o lipsă de respect față de antrenor în principal. Că antrenorul bănuiesc că stabilește programul, antrenorul stabilește regulile, el îți zice la ce oră, bă, eu prefer, de exemplu, că sunt antrenor, dar bănuiesc că Bergodi, că de asta era un program, îmi imaginez. Să te recuperezi după meci, să rămâi la hotel sau să rămâi să faci o recuperare, să noaptea e foarte importantă, înțeleg. Cea mai importantă noapte de recuperare este aia de după meci. Deci antrenorul poate să stabilească un anumit program. Tu dacă ieși din program, ieși din programul antrenorului. Antrenorul face programul general. De asta spun, că mie mi se pare o lipsă de respect. De... Tu cum vezi, Pandi? Antrenor sau club conducere? Trebuie să vină acum și să trateze direct cu jucătorul.
Nu știu, pentru că nici nu știu ce s-a întâmplat exact, cum a fost. Dar să știi că de obicei dacă antrenorul au discuții, lăsat, antrenorul cu nu știu, conducerea după au discuții când sunt asemenea decizii. Adică, adică ce faci? Îl chem pe jucător la o... Sunt convins. Nu, eu cred că antrenorul a discutat cu președintele clubului, cu acționarul majoritar. Au discutat pe acest subiect care e delicat. Da. O să vedem. Până la urmă, pentru că, vedeți, a fost, țineți minte, cazul de la Naționala de Tineret. Cu Nedelcearu, Patrick Petre și Dudea, care sunt, fac șpriț chiar în avion, în drum spre, era un cantonament cu Iseilă. Nu știu dacă vă aduceți aminte de moment? Nu. Când îi pun să recite poezia aia, nu știi că se întorc la Dinamo și după aia îi pun să-și ceară scuze. Era un filmuleț. În fine, acum niște ani de zile. Și ei sunt, cum ajung acolo, sunt puși pe primul avion, în primul avion, da, li se iau bilete și sunt trimiși înapoi acasă. Acolo au avut un cantonament în care au avut niște meciuri amicale, etc. Bun, ce vreau să spun este că din trupa aia, doi n-au înțeles mesajul, Patrick Petre și Dudea, iar Nedelcearu și-a refăcut și-a văzut de traiectorie și într-un fel acum este ok. E la Palermo, în Serie B, joacă fotbal, a mai trecut și pe la Națională. Adică, depinde cum un asemenea episod, ce zici tu, Pandi, cum este înțeles de jucător. Da, poate și ceilalți, și cei doi au înțeles. Dar nu înseamnă că trebuia să ajungă și ei titular la echipa națională mare. Asta a fost drumul lor, da, până la urmă. Talent pentru asta au avut, atâta, și s-a terminat. Dar nu înseamnă că ei n-au înțeles mesajul. Poate l-au înțeles și ei, dintre ei, Nedelcearu, pentru că a fost mai bun, mai nu știu ce, o poziție mai altfel, mai defensivă, mai nu știu ce, a ajuns să plece și pe afară, să joace și prin străinătate. Da? Poate toți au înțeles mesajul atunci. Da, o să mai discutăm pe marginea subiectului. Spunem, înainte de a vorbi și de FCSB, de vedea echipe și așa mai departe, cum te-a amuzat chestia cu poza, cu trofeele voastre a lui Eugen Voicu? Da. A? Pe mine, da. Ți-ai fi imaginat vreodată, sincer? A, bine, e normal. Ce e normal? E normal. Ai vrut să faci o poză cu un trofeu. Ba, normal este să veniți voi de la CFR Cluj să vă faceți cu trofeele lui Dinamo, dacă e să o luăm așa, numeric. În ultimii 15 ani, CFR-ul e echipa mai titrată a României și probabil că a vrut să facă cu trofee mai recente, nu așa? Adică n-a vrut cu vechiturile alea pe care le au ei, a? Nu vechituri, dar na, mă rog. Pandi, tu? Eu nimic. Ți se pare ceva ciudat aici? Nu, ce? Ți se pare normal? Păi, de ce să nu mi se pare? Păi, nu știu. Tu, conducător la Dinamo, mare conducător la Dinamo, da? Acționar, să faci poze cu trofeele pe altui club? Faci ce vrei. L-ai vedea pe Florentino Perez la Sevilla să-și facă poze cu Europa League ale Sevillei? Normal că nu. A? Normal sau că nu. La Porta? Normal că nu. Chiar dacă, să zicem, ultimul trofeu îl câștiga Sevilla, mi-a luat ultima Europa, Real Madrid nu luase, deși nu se întâmplă lucrul ăsta. Să facă ce vrea. Cum vezi, Marius, după 4-0 ăsta lupta la titlu? Mai ales că urmează și meciul FCSB-ului, a făcut și Rapidul pasul ăsta greșit, dar cum? Noi am făcut ce trebuia să facem, trebuia să câștigăm meciul cu Dinamo, că câștigam cu 1-0, era la fel de bine pentru noi, cum e și cu 4-0. Acum, eu mă bucur că am avut continuitate și că am reușit să câștigăm după deplasarea de la Craiova, pentru că era important să rămânem conectați. Da. La partida cu Dinamo, pentru că mie mi-a plăcut Dinamo în partidele anterioare, exact, cele două dinainte, mi-a plăcut foarte mult și aveam așa oarecare, eu știu, nu teamă, dar aveam foarte multe lucruri la care mă gândeam în momentul când o echipă știe pe un trend din ăsta bun și vine și încearcă să-și facă jocul pe un moral foarte bun. Da. Asta a fost, să zic așa, gândul meu dinainte. Era foarte important să câștigăm. Puteam să jucăm urât, puteam să câștigăm în ultimul minut. Era foarte important să câștigăm această partidă, pentru că jucam înaintea, să zic, Rapidului. Era o chestie care iarăși însemna să pui presiune pe
pe echipa cu care ești în luptă, pui presiune și pe FCSB, care are meci. În seara asta? Imediat începe partida. Adică erau niște lucruri pe care ni le doream foarte mult. Dar Dan Șucu a anunțat după etapa trecută, vine, atenție că vine Rapidul și că suntem în lupta pentru titlu. Mă gândesc că în momentul de față sunteți cam în situația, da, în care era Rapidul etapa trecută. Noi tot timpul am fost acolo, pe locul 2. Și am da, avut dar vezi că în ultima vreme de voi nu s-a vorbit. Da, adică s-a vorbit e mai bine. O să fie o luptă pentru, între Rapid și FCSB. E mai bine să nu se vorbească și noi să încercăm să scoatem maxim. Repet, eu am spus-o mereu. Noi suntem o echipă nouă. Noi suntem o echipă care a trebuit să aducem foarte mulți jucători noi în vară. Chiar și astăzi am văzut că ați... Da, a mai venit un jucător. Ați transferat un jucător. Pentru noi, e foarte important, e foarte important în fiecare partidă să încercăm să scoatem maxim. Câteodată ne iese, câteodată nu ne iese. Uh-huh. Eu încă nu-mi revin după partida cu Rapid, pentru că eu nu consider că meritam să pierdem acea partidă. Un rezultat de egalitate cred că era mai echitabil la ceea ce s-a întâmplat pe teren și cum s-au desfășurat lucrurile. Mă rog, a trecut, trebuie să învățăm ceva și din acea partidă și în continuare cred eu că noi încă avem nevoie de timp, dar n-avem timp și așa că încercăm să ne adaptăm. Pandi, dacă câștigă FCSB în seara asta, e o cursă în trei la titlu între FCSB, CFR, Rapid sau este FCSB favorită și Rapid și CFR se bat pentru locul 2? FCSB trebuie să câștige, să stea într-un fel sau altul liniștit acolo, cât de cât pe primul loc. Eu nu mă așteptam niciodată ca Rapidul, de exemplu, să piardă la Iași. Erau multe lucruri care mă făceau să cred că nu pierde. Jucători care lipseau de la Iași, 1-0 Rapid, multe lucruri care mă făceau să cred că nu poate să piardă, mai ales după 1-0 și uite ce s-a întâmplat. Dar de unde pare așa că nimeni n-are nicio șansă, deodată peste o etapă, două, vorbim că deja uite ce șanse are echipa aia. Rapidul, de unde era într-o poziție foarte bună până mai ieri, deodată și cu problemele astea, parcă pare așa că nici pe doi nu termină dacă sunt problemele astea. Nu știu ce se întâmplă de la o zi la alta. Hai să ne uităm pe primul 11 al FCSB-ului. Erau niște semne de întrebare în legătură cu fundașii centrali, dacă Înghezana va juca și joacă într-adevăr. Este un prim 11 cam cel mai bun în momentul de față? Păi da, Băluță Vârf, Octavian Popescu în dreapta. Da, după accidentarea lui Pantea. Sau schimbă, da, depinde. În fine. Dar cam asta e echipa, nu? Nu știu acolo, la fundaș dreapta, că e Crețu sau că e Andri. Da, trebuie să-l vedem și pe el, nu? Bănesc că e asta ar fi cea mai bună, da. Cea mai bună formă. Da. Bun, hai să-l ascultăm pe Elias Aralambus. How do you expect to beat this game against Botoșani today? Cum vă așteptați să fie meciul din seara asta? Bună seara. We know that all the games are... Știm că sunt complicate toate meciurile și trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru pentru a câștiga. Asta e ținta noastră. Și cred că jucătorii mei sunt pregătiți să se lupte pentru aceste 3 puncte. Ați avut probleme cu anumiți jucători? E complicat below in the să pregătiți meciuri împotriva unor adversari atât de modești. Nu discutăm de probleme. Avem mulți jucători care să înceapă sau să stea rezerve. Botoșani a creat probleme tuturor. Știu că o să fie meci greu. Și suntem pregătiți pentru un meci complicat. Tavi Popescu, the central, cum vor juca? Cum se va juca în față? Tavi Popescu în centru? Which is going to play there. Sau cine va juca acolo?
I always say that when you have this kind of players that you don't have a clear striker. Când ai asemenea jucători, când nu ai un atacant stabil. They're all players up front that they can change position. Își pot schimba pozițiile oricând în joc. So it doesn't mean that if one player of us start in the attack, he nu înseamnă că dacă unul stă în centru va juca 90 de minute acolo. Change all the players up front and Tavi. Se vor tot modifica rolurile. Chiar și Olaru, toți pot să creeze pericol sus. Asta este stilul nostru. Nana Andvi este în primul 11 pentru prima oară. Ce așteptări aveți de la el? A intrat bine în ultimul meci. Suntem fericiți. We believe that he's 100% suntem fericiți la cum a arătat și suntem fericiți de cum a jucat în meciul de data trecută, cum a intrat în repriza a doua și de-aia am ales să-l titularizăm. Poate crea Botoșan și Dinamo parcă în ultima vreme au început să joace, da? Adică Botoșan de la sfârșitul anului trecut cu Bogdan Andone a făcut meciuri bune, unele chiar foarte bune. E suficient pentru a încurca FCSB-ul, deși tradiția Botoșanului este... Botoșan ne încurcă mai pe noi. Nu, adevărul ăsta e. Deci Botoșanul... Ne încurcă mai pe noi, da. Cum era, șef și nu vă încurcă pe voi niciodată. Și încurcă... S-a mai schimbat, ne-a mai bătut acum asta. Da, tradițional, să spunem, asta era povestea. Da, șef și nu vă... Ne-a bătut și anul trecut în play-off, când aveam nevoie, când... Au mai fost meciuri când ne-au încurcat Sebi. Ok, bun. Da. Eu vorbesc de o tradiție, că și Botoșan la un moment dat a bătut FCSB-ul. Da? Când? Când a fost cu pandemia? După 10 meciuri. După 10 meciuri s-a după gătit. Ceva de genul ăsta. I-au bătut ăștia 10 meciuri și la un moment dat... Are echipa asta, cum să spun, disperarea asta, poate și fotbalul pe care l-ai văzut în ultima vreme este suficient pentru a încurca FCSB-ul, un FCSB care nu a jucat bine în ultimele două meciuri. Mi-e greu să cred, sincer. Dacă era la Botoșan, poate că eram așa cu o speranță, dar aici e greu. FCSB-ul nu lipsește nimeni, jucători importanți, Coman, Olaru sunt în teren. Dar ți se pare FCSB-ul din ultimele două meciuri la fel ca echipa din startul lui 2024? Acum poți să joci tot timpul foarte bine și să-ți iasă lucrurile perfect. Există și sincope. Da. E o echipă care are, să zic așa, omogenitate și cred eu că asta a făcut să aibă și parcursul foarte bun pe care l-au în acest moment. Tu ești îngrijorat de faptul că ei nu primesc gol? Că de fapt asta așa se câștigă campionatele. Asta te întreb, adică ei pot să nu joace, să nu câștige meciuri. Asta face dar diferența. Par a primi foarte greu gol. Da, anul ăsta primesc doar un gol dintr-un penalti în meciul cu Faro, în rest nu primesc gol. CFR Cluj a câștigat campionatele datorită acestui lucru. Da. Haideți să ne uităm în urmă să vedem că au fost meciuri care și voi ziceați că e greu de privit câteodată. Și cum crezi că a ajuns FCSB-ul în situația asta, obiectiv vorbind? Adică ce crezi că a făcut diferența? Poate s-a uitat ce a făcut CFR-ul și a zis anul ăsta trebuie să facem și noi așa. Nu, vorbesc foarte serios. Adică ce ți se pare? Că cuplul de fundaș central linia e felul fund, care... Linia de fund. Ai portar, linia de fund, axul central, nu? Mijlocaș și central care, până la urmă, ei duc greu. Ok, ne apărăm cu toată echipa, dar cred că ăștia sunt în principal cei care duc greu pe... Asta vezi, diferența între FCSB-ul din sezonul ăsta și din sezoanele trecute? Da, asta mi se pare mie acum, că au reușit să găsească un echilibru la linia de fund. Greșesc mai puțin, sau mă rog, sunt mai constant, să zic așa, da. Și fac diferență. Gândiți-vă, vă dau un exemplu. La noi s-a întâmplat, golul nostru primit de Rapid. A fost o prostie, un gol care, un stupid. Bine, un și stupid. Puțin mă rog, noroc și, nu, de fapt, ghinionul vostru. Vreau să zic, până la urmă asta face diferența. Da. Imaginați-vă un 0-0 atunci. Da. Că despre asta e vorba, până la urmă, să nu primești gol, în primul rând, la meciuri de astea, când joci cu echipa cu care te lupți. Da, cum au făcut ei la Cluj, nejucând mare lucru, reușesc totuși să scoată 0-0. Ok, ne vedem la sfârșit. Mai povestim la sfârșit și de noua voastră achiziție. Înțeleg că apar și niște imagini noi cu Albu și cu Borza, se îmbogățește arhiva. O să vorbim despre toate, însă momentan ne concentrăm pe FCSB Botoșani, meciul serii, noi revenim după.